Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7:21. Bună dimineața. Vrei să mai zici ceva? Nu, atât, v-am să, doar să marchez că e ora asta. Atenție pe unde vă lăsați lucrurile și atenție la pene. La pene? Da, dacă nu ești atent la pană, caz de fazan. Asta e adevărat. Păi, România e curtea miracolelor. Deci un domn șofer a făcut o pană pe undeva pe lângă Câmpina. Cred că spui de pene de găină, dar nu e. El avea și cu pene de găină, dar mai târziu. Deci dânsul are, practic, un BMW 318. Un BMW. Mai vechi. Asta e BMW ursuleț, nu? Așa îi spune. Super mișto mașină, alea BMW ursuleț, 318-302, n-am avut niciodată bani să-mi iau și eu când eram tânăr și acum nu mai iau, că trebuie să-mi dau să repar. Acum găsești la mâna a 8-a. Da, așa. Și a făcut bani, a tras mașina pe dreapta și pentru că nu era chiar atât de departe de casă, a lăsat mașina și s-a dus să-și ia sculele, să repare. Era mai degrabă Dacia. Dar, asta e interesant, că presimțind el ceva și-a luat și bateria cu el, ca să nu-i fie furată. Și-a cărat bateria, nu-i bateria? Asta, mă... Aia are totuși, cât are, mă? 6, 8 kg, cât are? Are 10-15 kg. Este a căruț de butelie în bagaj. Presupun că da. Presupun că da. Deci a luat, mă, bateria de la mașină, înțelegi? Ori culturist, băiatul. Să nu. Bun. Și presimțirea s-a adeverit, deoarece un alt domn din zonă, trecând pe drum, a văzut mașina și a zis, asta e... O iau eu. A zis că e abandonat. Ce am găsit să fie al meu? Da, bravo. Practic. Cum a luat-o, mă gândesc, nu știu, dar presupun că avea o căruță. Și a pus... Băi, nebunit de ea, a văzut o mașină pe stradă și a zis că e a lui? Da, a zis că e abandonat. Să ține parcările. Dacă dai drumul într-o parcare în București, ce face? Cred că nici mașina aia nu arăta prea bine. Okay. El s-a gândit că e abandonată, nu știu, ăsta a plecase cu bateria, deci n-a putut să o urnească, oricum avea pană. Deci a luat-o de acolo. Cum a luat-o, nu știu, presupun că a văzut-o în căruță. Nu mai știi că sunt niște domni și doamne care merg cu căruța cu un cal puternic, da, da, da. Și spate au fiare lom, frigidere, tot, mașini de-astea. Și deci dânsul a luat-o cumva și a vândut-o. Bă, și-a găsit cumpărător pentru ea, înțeles? Stau oamenii cu mașină. Dar important e prețul. Deci dacă ai prețul corect, o vinzi imediat. A vândut-o cu 1500 de lei imediat. Unui al treilea domn din Măgurene. Deci suntem cu Sturița, este ceva formidabil. Da, 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 da. Bun. Proprietarul BMW-ului s-a întors după câteva ore cu sculele și cu bateria. Și cred că și cu bateria. Minune, mașina se reparase singură și o luase din loc. Unde mașina, nenorocire, a sunat la poliție și poliția operativă, băi, au găsit foarte repede, în câteva zile au găsit și hoțul, au găsit și nou proprietar de bună credință care cumpărase cu 1500 de lei rabla. Și au și recuperat obiectul respectiv. A avut noroc dacă a găsit-o după câteva zile, că n-am apucat să o dezmembreze. Da. Că eu mă gândesc, da, da, că dacă a luat-o ăla, o făcea bucăți imediat. Ăla a avut ghinion că a apucat să-și cumpere baterie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.